și astrologul Cristina Demetrescu, pentru că știți, deja au circulat informații că Vladimir Putin se consultă cu astrologii atunci când își calculează mișcările, se consultă desigur și cu generalii și cu alt gen de specialiști. Este posibil ca pandemia să ne fi scăpat de cel de-al treilea război mondial, este teoria Cristinei Demetrescu, care a făcut o analiză a momentelor cheie în care au fost declanșate operațiunile Moscovei. Și o salut chiar acum pe Cristina Demetrescu. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Cristina. Bună ziua! Bună ziua, Mihaela! Ce arată analiza făcută de tine? Ce alte detalii? Și foarte bine ai observat un război în postul Paștelui. Un război cu victime foarte multe, sute de copii uciși în Ucraina, blocuri întregi bombardate. Mihaela, suntem într-o lume departe de a fi ideală și cred că acum marea lecție este despre cum ne purtăm în astfel de momente, nu neapărat despre ceea ce se întâmplă. Karma spune că cei care prigonesc vor fi și ei prigoniți mai devreme sau mai târziu. Practic, Saturn în vărsător aduce lecții colective fără precedent. Pandemia și războiul aduc informații noi despre comportamentul uman. De data aceasta este modificat însă sever de influența internetului și a mijlocelor de comunicare în masă. Să știi că anul 1918 a suprapus un război mondial, primul război mondial și o pandemie, da, de gripă spaniolă. Nu este prima oară când se întâmplă lucrul acesta. Numai că noi acum beneficiem de prezența lui Jupiter în Pești, un vindecător în sine, care pe astrologii ajută să descifreze că totul se va termina cu bine. Pentru cei care sunt corecți și respectă adevărul. Putin, neavând motiv să atace o țară independentă, a mințit. Jupiter este în careu cu Lilith în Gemeni, practic definiția absolută a minciunii și a dezinformării. Asta se întâmplă până pe 14 aprilie. Războiul va fi câștigat, zic eu, de cei care aleg calea lungă a mântuirii, nu de cei care aleg calea scurtă a minciunii și a câștigurilor efemere, ce servesc practic orgolii și setea de putere. Suntem într-o epocă cu Jupiter în Pești, în care nu există forță mai mare decât cea a credinței și a rugăciunii. Nici nu e păcat și încercare mai mare decât să-l pui în momentul de față pe Putin mai presus de Dumnezeu. Perioada între 23 decembrie anul trecut și 12 iulie 2023 ne face atenți prin prisma destinului în Taur și a carnei în Scorpion la hrană, bani și resurse naturale, dar și la nevoia de a produce noi, de a pune mâna practic la treabă și de a nu mai depinde de alții. Este foarte important că atunci când depindem de alții, suntem și condiționați. Să știți că nu este vorba despre o descentralizare a economiei mondiale, este vorba despre o revoluție pe termen lung și va fi un apogeu în iulie și august anul acesta. Avem și eclipse, urmează acum în aprilie și mai două eclipse, ne vom scutura și vom învăța, între ghilimele, să gătim în loc să mâncăm la restaurant. Dar să știți că este o metaforă referitoare la raportul import-export, producție locală. Cristina, dăm voie, te rog, să prezentăm niște imagini care pe mine m-au impresionat. O pianistă din Ucraina a fost filmată în timp ce cânta pentru ultima dată la pian, înainte să fugă din casa ei, care a fost bombardată. Давай. Și am lansat și o întrebare, aș vrea să o lansez. Cum pot femeile să oprească războiul declanșat de Vladimir Putin? Deja președintele Ucrainei a lansat un apel către mamele soldaților din Rusia. Chemați-vă copiii acasă, copiii voștri au fost trimiși să ucidă. Chemați-i acasă să se întoarcă în viață. Cristina, te rog, o concluzie. Cât de repede am putea scăpa de război? Efectele se vor simți pe termen lung. De război putem să scăpăm, zic eu, destul de repede, pentru că, așa cum ți-am mai spus, cred că este un război programat undeva în 2020 și pandemia l-a încurcat cumva pe Vladimir Putin. Atunci erau aspecte de război. În momentul de față este un război fâsuit, i-aș spune eu. Este un război care nu are atâta forță, iar el se duce în jos.
Și practic sunt trei scenarii. Asta trebuie să înțelegem, că există scenariul război, de război Rusia-Ucraina, război mondial sau atac nuclear. Eu aș rămâne la primul scenariu. Mai este o perioadă critică între 23 martie și 8 aprilie, dar sper că am puterea de a crea un scenariu mai bun pentru lumea în care trăim. Da, și m-aș întoarce la rugăciunea, care este foarte utilă în această perioadă. Ai făcut referire la faptul că suntem în postul Paștelui. Mulțumesc foarte mult, Cristina, pentru analiza.